Ei, salut! Astăzi o să vă arăt cum curăț eu ghivecele și măștile atunci când super, sunt super, super, super mortare. Avem acolo alge, resturi de la grășământ, de la substrat și așa mai departe. Începând cu masca, am o mesitul cât de cât. Acolo este cif, Folosesc folosit cif mereu în bucătărie, am pus acolo cif, l-am lăsat -o un pic la muiat și apoi am trecut la treabă cu o periuță de dinți pe care am ținut o în foc foarte puțin, câteva secunde, astfel încât să fie puțin curbată ca să ajung în locurile mai greu accesibile. Să mă că am editat filmuletul uh, pentru că nu vreau să vă plictisesc ca să încă să-l fac mai scurt. Nu mi mișc chiar atât de repede, chiar mă mișc, am mărit uh, viteza. Mi-a plăcut să o mișc atât de repede. Da, am uh, aruncat apa și din nou cif, care a fost pus într-un recipient uh, care mi s-a pormit mai util, cu pompiță. O să vedeți că și de, de detergentul de vase, uh, în același tip de recipient, să pus cu pompiță ca să fie mai la îndemână, zic eu. Nu o mare importanță aceste detalii, dar na, am zis să înțelegeți și acest lucru. Și mă folosesc această perioadă de dinți ca să ajung în colțurile cele mai grele, mai, mai inaccesibile să zicem. Pentru că mâna mea cu siguranță nu ar ajunge la fel de bine, dar perioada de dinți da. Și am pus de 10 de cif, mult cif. Apropo, folosesc niște mănuși pentru că ciful ăla o să fac niște mâini foarte, foarte aspre. Nu pot folosi mănuși, oricât am încercat. Nu, nope, nu pot să folosesc manou și mă simt ca și cum aș avea două mâini stângi. Și frec foarte bine toate colțurile cu Dacă mai e nevoie, folosesc și perioța de dinți. Vedeți că încă m au rămas locuri care nu au fost curățate cu perioța de dinți. Verific din nou, când în când mai se mână mai din cadru, dar e greu să faci lucruri deodată cel puțin mi-e greu să fac două lucruri deodată, să fiu atentă, să fie tot ce trebuie în cadru și să și curăț acolo. Vedeți că sunt aproape de sfârșit, am mai avut acolo ceva de curățat, am curățat și urmează clătirea și efectul final care, de care sunt foarte mulțumită. Ia priviți ce frumos s-a curățat. Și vă spun, dacă nu aveți cif, cif, în casă, nu știți și pierdeți. Nu, ne vor reclama sau ceva. Dar asta e adevăr. Acum o să trecem și la ghiveci. Au fost scriti deja un pic și cu boretele. Am zis să încep direct cu boretele și după aceea să insist cu perioța de dinți. Voi, dacă vreți, puteți să desfectați după ce ați spălat bine și cu un pic de spirit sau eu știu cu Pfizer sau eu știu cu ce mai aveți voi sau ce folosiți voi. Eu, dacă le spăl așa de bine, chiar nu mai au nevoie de nimic altceva. Dar dacă vreți să fiți foarte sigur, puteți să le ținți un puțin spir sau habar n-am. de acolo îmi dau de cap și acolo trebuie să insist foarte bine. Plus că cel con, partea aceea care oferă un pic de ventilație, mai bine sunt un pic de înălțime. Dar scopul ăsta este ca să fie o mai multă ventilație. Și din nou, ba cu periuța, ba cu buretele. M-am uitat să văd pe unde mai sunt uh, uh, puncte murâte, pe unde nu am curățat foarte bine. Și men, men, bang, bang, bang. Și cam așa merge treaba. Mi-a fost destul de greu să filmez acest filmuleț pentru că nu am avut tripiodul cu mine. Tripiodul nu prea mă ajută prea mult. Și a trebuit să sprijin de niște căni telefonul, dar mă rog, prea contează acest aspect. Și a priveți! Dar am reușit și cu Chiveciu. E, ce ziceți? Vi s-a părut interesant acest